dar bine că ai sesizat din una lucrul acesta. Nici măcar nu înregistram. Deci era totul în aer. Deci, e vorba de clasa 11-a. A 9. Tot îi zic a 11-a. Dar ajunge și acolo, nu? Peste 2 ani. Clasa a 9-a. Și aici ne propune să facem geometrie. E vorba de vectori coliniari. Și o teoremă pe care o avem importantă, așa zis, teorema de colinearitate, care spune așa, doi vectori liberi așa de sunt paraleli, dacă și mai dacă există un alfa real, așa încât A, vectorul A, egal cu alfa ori B. Alfa ori B. Da, așa este teoria. Le-a demonstrat-o? Așa. Adică dacă sunt paraleli, ce înseamnă, traducem paralelismul, trebuie să găsim vectorul alfa acela real, care înseamnă alfa acela e raportul între modulul primărimea primului față de cel de-al doilea alfa acela. Deci valoarea de alfa este raportul între moduli, nu? Că am zis că vectorul este calizant de mărime, direcție și sens. Mărimea unuia față de mărimea celuilalt. Și în clipa aceea, A egal cu alfa ori B este relația care urmează. Și cine mai trebuie? Și cine ajută alfa? Alfa este invers acum. Când deci dacă sunt paralel, da, înseamnă că ne sunt cel alfa. Da. Alfa fiind egal cu raportul, nu așa de sănat, dar alfa egal cu raportul dintre A și B. Păi ai zis că dacă au același sens, alfa e raportul dintre A și B și mai mare ca 0. Da. Și dacă au sensuri opuse, atunci e minus A pe... Așa, am spus. Dar nu pot preciza mai devreme. Da. Acum nu apuc să mă fac tot... Nu le-am dat demonstrația, da. Eu... Și le-a dat colinearitatea 3 puncte, domn profesor, le-a mai dat. Așa. Deci ca o consecință. Observații, a, da. Ca observații. 3 puncte ABC sunt coliniare. Dacă vectorul AB egal cu alfa ori AC sau ori BC. Da. Alfa ori BC sau... Exact. Da. Deci da. Toată chestia asta se bazează numai pe chestia asta aici? Teorema de aici este de bază și atunci am tradus-o în teorema de coliniaritate a 3 puncte. În geometria, în clasa a 7-a, și a 6-a, 7-a, pentru colinearitate, vă amintiți cum făceam, avea mai multe tehnici de colinearitate a 3 puncte. Una dintre ele era așa. Dacă aveam 3 puncte A, B și C, și trebuia să arătăm că acestea sunt 3 coliniare, trebuia să arătăm dreapta B e paralel cu dreapta D și AC paralel cu dreapta D. Sau BC. Sau BC, da? Adică două să treacă prin aceeași punct, prin două puncte distincte, deci o dreaptă și mai bună. Și acum s-a preluat asta vectorial și spunem ABC sunt coliniare. Dacă, nu, ABC sunt coliniare, dacă există alfa asta, încă vectorul AB, vectorul AB, să fie egal cu, să spunem, alfa ori BC. Sunt prea cine e un număr, nu scala. 2, 3, 7, 3 pe 4, 5 pe 6. Adică de câte ori se cuprinde raportul dintre A pe B. Adică de două ori BC. Așa, da, da, da. Alfa este numărul care ne indică ca mărime. Deci alfa ăsta este, am să spun modul așa. În modul înțeleg mărimea. Este de lungime, da. Da, lungimea. Lungimea lui, aici cum avem noi, alfa egal cu mărimea lui AB pe BC. AB, a vectorul AB, supra vectorul BC. Și... Când am dat paralelismul a două drepte, vectorul cu doi vectori, da? Nu, hai să vedem suportul. Trebuie văzut suportul. Că, dacă suportul teoretic îl avem, atunci putem să avem probleme. Atât e. Deci, hai să vedem încă o dată. Și ne-am dat niște probleme și ne-am mai făcut altceva. Deci, cum spune, am întâlnit totul pe doi vectori. Și totul în jurul teoremei este avut. Da? Deci, paralelismul a două drepte, la fel. AB e paralel cu CD, rezultă că vectorul AB e paralel cu vectorul CD. Și există un alfa aparține lui el, astfel încât vectorul AB să fie egal cu alfa ori... Da. Deci, totul în jurul acestei teoreme. Asta e teorema de bază, prin care putem trece la coliniaritatea trei puncte, puncte acelea, de fapt, sunt doi vectori. Și atunci, cum ai dat, descompunea unui vector, pentru vector dat. Da. Deci dacă am vectorul ăsta, să spunem, vectorul A. Și B. Și vectorul B. Da, vectorul A și vectorul B. Noi vectori dați. Și avem un alt vector, să spunem,
să leu așa. Vectorul să nu semne cu celălalt. Vectorul acesta. Vectorul C, eventual, dar cum vreți vedea? Știți cum le-am dat? Le-am dat așa. Cuplul AB. Cuplul AB. Format din doi vectori liberi și necoliniari, se numește bază pentru mulțimea vectorilor din plan V. Da, eu am să încep un pic diferit. Da? Un pic diferit. Da. Deci am vectorul ăsta, să spun C, vectorul C. V l-au dat ei. V, hai să zicem, vectorul V. Vectorul V. Și el poate fi privit ca rezultantă a, de parcă ar fost doi vectori inițial, și el poate fi privit ca o rezultantă a celor doi vectori. Așa. Ca suma celor doi vectori. Suma a celor doi vectori. Suma a celor doi vectori. Iar la suma a doi vectori, noi am discutat că avem metoda fie, metoda care, metoda triunghiului sau paralelogramului. Și acum, ar trebui pe ăsta să-l surprind ca fiind rezultanta celor doi vectori. De aceea, voi încerca, îl fixez, da? Îi fixez originea, îl leg vectorul V. Și vectorul V îl duc, îl transcriu și îl transfer în vectorul acesta, da? Deci, îl scriu, cum se zice asta, cum se cheamă asta, vectorul ăsta și cu ăsta, se cheamă echipolentul, nu? Și l-am dus aici, ăsta e V-ul. Și atunci, iau și vectorul A și îl duc, atenție, exact așa, echipolentul său. Iată, vectorul. Și atunci ai Y descompune la V-ul. A. Și ca să-l văd pe B, duc prin vârful lui, prin vârful lui, duc o paralelă la vectorul A. Și prin vârful, tot așa, paralelă la vectorul ăsta. Da? Și atunci, au rezultat aici vectorul V, care îi văzut de noi, V, egal cu vectorul M, până aici, M. E V egal cu M, plus vectorul N, până aici. El este rezultanta celor două, da? N plus N. Da, dar eu vreau să fie în funcție de A și de B. Însă M și cu B sunt ce fel de vectori? M și cu B sunt vectori coliniari. M și cu B sunt pe aceeași dată. Înseamnă că eu pe M îl pot spune ca fiind B ori în alfa. Ca așa am spus, doi vectori, dacă sunt coliniari, există un scalar încât vectorul, unul din ei, se scrie ca fiind B ori mulțit pe cealaltă. Deci, hai să spunem că M și cu B sunt vectori, cum am spus, coliniari, da? Fiind coliniari, rezultă atunci că B egal cu M ori A. B egal cu M ori A. Sau M. Și M despre M pot să spun, da? M egal cu alfa ori B. Alfa ori B. La fel, N, vectorul N și vectorul A sunt și ei coliniari. Atunci, rezultă că există un beta, un alt scalar. Beta, real, să înțelege. Așa încât să scriu că N, vectorul N este egal cu beta ori cine? Ori A. Beta ori A. Tot ori N. Și atunci aici continui și voi spune egal cu M. M înseamnă alfa ori B. Alfa ori B plus N, care înseamnă beta ori A. Beta ori A. Alfa ori B plus beta ori A. Și iată cum vectorul B s-a scris în funcție de A și de B. Și atunci A și B constituie baza pe care am folosit-o, cei doi vectori, nu de bază,
cu care am reușit să le exprim pe vectorul B. Înțeles? Nu așa va forma. Asta eu am plecat poate un pic invers. Pentru că mi-am dorit să vă... Ba, să da, vă leg, da, tot așa. Da. Să vă leg toate informații de până acum. Nu degeaba s-a vorbit de vector colinear. Nu degeaba. Și acum ăsta e vector liber, A și B. L-am dus în acel, în originea lui celui care dau. Eu, A și B constituie sistem de referință. Sigur că nu s-o prodi să fie chiar cu mărimea lui B. Când am dus paralele prin vârf. Păi ești alt vector, mă. Dar M și cu B sunt colineari. Înseamnă că pentru vectorul M poți să găsesc un scalar când M să fie egal cu alfa ori B. La fel, N egal cu alfa ori beta ori A. Și l-am înlocuit și a apărut că vectorul V se scrie ca o combinație a vectorului A și B și însoțit de scalare alfa și beta. La fel cum dacă e și de, aceeași chestie. Sigur că da. Eu n-am fost la casa acolo să știu exact cum s-a întâmplat. Aceeași chestie. Dar eu vreau să vă familiarizez cu ideea în sine. Deci descompunerea unui vector după doi vectori dați, socotindu-i ca bază de reprezentare, în final, acești doi vectori A și B vor reprezenta, dacă vreți, planul. Că orice alt vector se va putea exprima cu acești doi vectori de bază. Luați de bază, în momentul de față. Așa. Așa și cam asta e toată teoria. Observați, dacă schimbăm baza, se modifică componentele. Sigur că da. Dacă schimbăm baza A și B, se schimbă componentele alfa și beta sau X și Y. Că sunt alte dimensiuni ale celor doi vectori. Și de asemenea și orientarea. Sunt alți vectori, altă bază, altă descompunere, altă poveste. Și noi dăm pe exemplu că poate așa înțelegem și mai bine. Dăm seama că au înțeles și mai bine. Da. Ia să vedem tema. Da. Să zicem, ștergem asta și să trecem la... Ai găsit-o? Nu am și teorema, dar ele de da, o știu. Da. Mereu cu vreptoare ăștia. Da. Este un lucru de unul, că nu e așa, să știi că e unul de pe așa, să știi. Ia abicea să fie. Fie abicea de un paralelogram, e o puncte de intersecție de diagonală. Deci fie abicea de paralelogram. A, B, C, D, A, A, B, C, D, A, A, B, C, D, A. Da, abicea de un paralelogram. Nu uite în altă parte. Bun, ABCD, B, C, D. Paralelogram. Punctul de intersecție al diagonalelor. Deci, AC intersectează BD egal mulțimea formată din punctul O. Asta era matematică. Deci dacă fracțiune secundă ești, ai plecat de acolo, imediat se cunoaște. Deci nu-ți permiți. Matematica nu se poate face așa, vorbind. Sau bun. Cum ideea. Arătați OA plus OB plus OC plus OD în cazul deci, asta este în concluzie. OA plus OB plus OC plus OD egal cu 0. Egal cu vectorul. Da. Egal cu vectorul 1. Ce-ți faci? Mă împărau că eu așa. A, B, C, D și o punctul de intersecție. O. O punctul de intersecție. Bun. Și ce să arătăm? Că vectorul O, A. O, A, O, B, B plus O, C, plus O, D, vectorul număr. Face vectorul număr. Adică face 0, la... Nu? Adică ce intră în vectorul 1? 0, nu? Vectorul din modul 1. Pe modul 0. 0. De lungime 0. E un punct, practic. Vectorul 1 înseamnă că originea coincide cu extremitatea vectorului. Vârful și cu originea sunt aceeași. A. O.
B. Hai să arătăm că A, B și de C sunt aceeași, nu-i paralelogram, nu? Nu? Păi paralelogram, cum e? Da. Păi știm că D, O e congruent cu O, B e congruent cu A, O e congruent cu O, C. D, O, cu O, B, cu O, A și cu O, C. Asta știm de unde? Din paralelogram, da, asta e. Din cunoștințele din anii din urmă, nu? Mm-hmm. Da, mai știm că într-un paralelogram laturile opuse sunt paralele două câte două și congruente, iarăși, nu? Da. Și din chestia asta am demonstrat noi în anii trecuți că diagonalele se înjumătățesc. Era una dintre concluzii. Da. Dar pe baza faptului, definiția paralelogramului este așa. Avem de face un paralelogram dacă laturile opuse, patrulaterul cu laturile opuse paralele două câte două, paralele două câte două, cum este patrulaterul acesta, este un paralelogram. Asta era definiția. Dar noi știm că e paralelogram. Avem acest lucru, că sunt paralele. Deci două congruent cu OB. Două cu OB, da. Și au cu OC. Au cu OC. Acum, eu aici aș vrea să văd dacă propune să mergem pe teoria pe care o știm de la lecția de astăzi. Păi da, cred că da. Că așa ar trebui. Da. Că așa dacă folosim informația de anul trecut, de anul trecut că sunt egale, OA, vectorul OA și OC sunt opuși. Corect. OD cu OC. OC cu opuși. Și atunci OA plus OB fac 0, OD plus OB egal 0 și terminat. 0 cu 0, 0 și terminat problema. Dar nu a fost dată asta așa la momentul ăsta în ideea de a folosi noțiunile de anul trecut și gata, problema. Hai să ne gândim cum anume am putea scrie pe OA într-un fel, pe OB, OC într-un fel, OD într-un fel, OB într-un fel, să folosim un sistem de reprezentare al vectorilor. Să folosim o bază a lor. În triunghiul AOB să aplicăm regula triunghiului? A, în AOB, în AOB, să aplicăm regula triunghiului și pe cine să-l folosim? Pe AO și pe OB și pe AB. A, O și pe OB și pe AB, da? Da. Am putea face și așa. Care e regula? Hmm? Care e regula? Care e regula? Păi, de la O, O A bună, da? Vectorul O A egal cu O B plus B A. A, da, da. Da? Adică de la O până la A, mă duc și prin B. Era într-o teoremă și nu știam. Nu. E regulă triunghi, da. Că îi pui așa, un A, da? Să folosim așa, poftim, merg și așa. Și cum o să gândim și la lecția de azi. Eu aș vrea să mă duc la lecția de azi. La lecția de azi, da. Nu, merg pe ideea. Din respect pentru orice idee, merg așa. Deci vectorul OA, hai să zicem așa, vectorul OA, OA, egal cu vectorul OB plus AB, OB plus AB. Alt vector. OD. OD. Vectorul în ce trebuie să mă duc? OD. O, D, C. Deci mă duc pe partea cealaltă, da? L-am folosit pe O, A, acum pe O, D. O, D, vectorul O, D, egal cu vectorul de la O la D, înseamnă să mă duc prin C. Înseamnă O, C plus C, D. O, C plus C, D. O, A, O, D. O, ce să-l face, să spun, da? O, ce cu cine ar trebui? O, B, C. Da. De la O la C, înseamnă cât? O, B plus D, C. O, C plus C, B, nu? O, B. O, C plus... O, B. O, C egal cu O, B. O, C egal cu O, B, nu. O, C, da, bă, da. O, C egal cu O, B,
Plus 10. Și o... ce mai rămas? OB. OB egal cu 5. OB egal cu... OB. Dacă te duci în OAB. Da. Dacă se duce în OBC, OB va fi egal da, cu... Da, bine, ducem în OAB, că am luat o dată în gălaș. Dacă l-am luat o dată, nu mai luăm încă o dată. Da, deci mi-am luat pe AOB. Să nu am mers în ciclicitate, așa. Dar pe AOB l-ați mai luat o dată. Păi pe, și pe BOC. Și pe BOC l-ați luat. Da. Ar fi trebuit să scriem așa, în triunghiul. Păi da. Că de acum... Deci, da, ca să facem ordine. Și ați zis, OA în ce l-am luat? OA în ce triunghiul? În AOB l-am luat. În AOB. Astăzi, în triunghiul AOB. Am rezolvat, pe brastă. OD, în ce l-am luat? OD l-ați luat în DOC. În DOC, trebuia să luăm în DOA. Ca să fie... Păi hai să luăm în DOA. OD egal cum? Da, Miruna, l-am luat pe ăsta, merg pe ăsta. În ăsta. OD egal cu OA plus... AD. AD. OD egal cu OA. Dar cum faci chestia asta? Deci OD egal cu... Deci de la OD, Miruna, la OD, mă duc prin o, până în OA și până continui cu asta. Deci, o. Ca să mă duc de la O până la T, mă pot duce prin A. Ca și cum așa, în vârful lui OA, am pus ordinea lui cealaltă, da? A lui AD. Deci OD egal cu OA. OA plus OA plus AD. AD. Bun, în triunghiul DOC acum. Triunghiul? În DOC. Nu, ce triunghi am luat ăsta? În DOA. Așa, triunghiul DOA. Acum mergem în DOC. În DOC. Și luăm pe OD. OC, nu, pe OC. Că pe OD l-am luat. OA, OD și acum OC. OC egal cu... OC egal cu OB plus... OD. OD plus DC. Păi ce triunghi am dat? Păi tocmai, de OC s-am zis asta. În triunghiul de... de OC. De ce vreau să triunghi? Ca să mergem cu triunghiul de așa în sensul ăsta, pe toate și lor. Ah, ok. Triunghiul ăsta, ăsta, ăsta. OC egal cu OD. OC va fi egal cu OD plus DC. OD... plus DC. Și acum în BOC. 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 OB egal cu BC plus... OC. OC. OC plus CB. CB. Egal cu OC plus CB. Și dacă trag liniști la adun, să vedem cine sunt. OA plus OB plus OC plus OD, nu? OA plus OD plus OC plus OB egal cu vectorul OA plus OB plus OC plus OD OA plus OB plus OC plus OD plus AB plus AD DC plus DC plus CB plus CB. Dar asta aproape, duce cu asta aproape, de poate deja pe egalul. Și ne-a rămas că AB, AB plus AD plus DC plus CB egal cu nu. Nu aveam treabă cu asta. Dar am arătat în momentul ăsta o relație care nu aveam nicio treabă, da? Propunându-mi voie asta și asta am făcut. Deci a rămas că AB plus AD plus vectorul ăsta. Dar AB plus AD, știți cine face? Face tocmai vectorul AC. AC, corect. Ei, de regulă la program. Mm-hmm. Deci ăsta ar da cine AC. AC. Și... DC plus BC îi CA. DC plus CB îi CA. DC plus CB îi CA.
Nu, e CA, da. E CA. Mm-hmm. Și atunci CA ăsta este vector opus. Că ăsta este AC. AC și ala CA. Și ăsta este plus CA. Da, plus CA. Am arătat că e adevărat vectorul. Nu asta avem noi de făcut, dar de fiecare dată, repet, nu fac decât să fiu de acord cu câte o propunere au adus, de dacă reduce. Nu le-a dus acolo. Altfel, ceva trebuie să găsim. Apropo de reprezentarea cu ajutorul vectorilor. Deci ce vă propun? Să ne gândim o bază de doi vectori pe care să-i surprindem și să încercăm acum să reprezentăm vectorii respectivi pe OA, pe OB, pe OC, pe OD cu ajutorul bazei respective. Cum a fost acolo vectorul A și B. Amintiți, da? Vectorul A și B. Și cum am gândit, am dus prin vârful lui paralele, nu știu ce, și am găsit acolo niște vectori și cu ajutorul lor să reprezentăm pe OA, pe OB, pe OC și pe OD, să-i adunăm și să-i constatăm că ne dă vectorul nul, ca să vin la nivelul lecții. Lecții de astăzi. Hai să reprezentăm, să luăm de bază AB, vectorul acesta, AB, ca și cum ar fi vectorul anumic. Și pe AD, de parcă ar fi vectorul B mic. Deci baza o avem. Baza este vectorul A și vectorul B. Și acum AU-ul e cel... Și AU-ul este vectorul care... Nu AC, nu? Noi putem să vedem pe AC ca rezultant. Dar dacă ne interesează AU și ne interesează AU, da, așa, atunci AU ducem prin vârful lui AU, ca așa AU, da. Prin vârful lui AU ducem paralele. La vectorul A și la vectorul B. Și la vectorul 1 și la vectorul celălalt. Da? Și paralelele acestea determină alți vectori aici, să zicem vectorul A', să zic aici, și B, B'. Și atunci vectorul AO este egal cu... Ca să zicem, vectorul AO, AO este egal cu vectorul A'. Plus vectorul B. AB'. AB'. Plus AB'. AB'. Deci AO este AA'. E pe la paralelogram. Da? Pe la paralelogram. AO, AA' plus AB'. Bun, dar AO, AO e colinear cu vectorul B. AO cu vectorul B. Da, AO, A, nu AO, păi, A prima, nu scriu. A prim și cu AD. Și cu AD este, da. Sunt vectori colineari. Corect. Deci hai să scriem și asta. A, A prim, cu virgulă, AD. Vectorul B. Da. Cum am notat noi? Colineari. Atunci, conform teoremei de probabilitate, există un scalar încât vectorul A prim, A prim, este egal cu scalarul mulțit cu vectorul B. Notăm cu X scalarul? Dar știm scalarul aici. Este jumătate. 1 pe 2. Da? Deci este 1 pe 2. Din A. Deci egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Din B. Ori B. Vectorul B. Ca așa l-am notat pe AD cu B. Vezi? Deci A prim reprezintă jumătate din vectorul B. Da, corect. La fel, A, B prim și vectorul A sunt și coliniari. Deci rezultă că A, B prim egal cu jumătate din A. Jumătate din vectorul A. Deci 1 pe 2 din vectorul A. Și înlocuind aici, rezultă că vectorul O, AO, A,
Poți să zic și AO și OA? Nu. Că AO cred din A. Păi lasă așa și mulțim cu minus 1 și de tot opus. Sigur că așa. AO e egal cu... O jumătate din B. 1 pe 2 din B. Plus 1 pe 2 din A. Adică egal cu 1 pe 2, dar un factor comun, din A plus B. Vector A plus vectorul B. Bun. Deci egal cu A plus B pe 2. Da? Și acum mulțim? Și acum mulțim cu minus 1. Da. Și înseamnă că OA, o ca asta ne interesează. Vectorul OA este egal cu minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 pe lângă vectorul A plus vectorul B. Iată că am găsit pe OA. Să-l scriem aici. OA egal cu minus 1 pe 2 pe lângă vectorul A plus vectorul B. Și cu asta avem reprezentat pe OA cu ajutorul bazei. Cu A și B. La fel ne gândim să facem și pe OB, și pe OC, și pe OD. Să vedem dacă am înțeles. Fetele înseamnă că și el e cam la fel. Da. A, și acum, conform chestia este pe paralelogram, cred că OB minus 1 pe 2. Nu știu, ce va ieși când le adunăm. Când le adunăm, vom constata paralelismul acesta îl vom folosi. Că vectorul A cu DC-ul este unul și același. Deci da? Tot minus 1 pe 2. Deci e minus 1 pe 2? Am scris tot minus 1 pe 2, nu? Nu știu, vom vedea cum apare în discuții. Deocamdată, Miruna, putem să ne permitem să spunem că l-am găsit pe OA ca reprezentare cu ajutor în bază A și B. Și acum visăm. Dacă l-am găsit și pe OB și pe OC și pe OD, le adunăm și trebuie să vedem. Totul reprezentat numai în funcție de A și de B. Și acum suntem, ești un pic nemulțumită. Ești, probabil că nu înțelegi, la ce, nu? La ce te uiți? La dată, dacă nu ești ceva. Poftim? La dată, nu uitam de ideea este clară, ca tehnică de lucru. Am legat acum lecția din tot ce ați făcut voi la clasă, ca teorie. Bază de reprezentare, nu? Reprezint cei doi vectori cu ajutorul sistemului, baze de reprezentare, cum am zis, ați uitat parcă, nu? Sistem de... vectorii aceia doi, care pe baza lor lucrăm și reprezintăm de toți ceilalți cu ajutorul acestuia. Bun, hai să vedem pentru sfatele acum, câte unul pentru exact. OA am făcut noi, sfatele pentru OB, OC. Mergem la OA, OB acum. OB, merg. Hai, Pristina, poftim. N-am înțeles, domnul profesor. Ne mai ajutăm și cu OB-ul și pe aceea îi lăsăm pe care vă dori. Nu, cam pe aici. OB-ul e... OB. Dacă nu putem pe OB, merge pe BO. Pe BO. BO. Zicem așa, da? Că nu rămânțem cu minus 1. Da, da, Miruna, uite, ca să puteți aveți paralelograme. BO. Ăsta? Și ăsta. Am dus paralel. Da, datorită paralelismului, eu pot muta. Vectorul A va fi cu minus aici, nu? Că este opus. Ia să vedem. Deci, OB, BO, BO, mergem așa de cam. Vectorul BO, uitați, cu calm și cu răbdare, BO, cu cine este? AB plus BC. Nu, cu BO, BA, BA plus BC. BA plus BC. Așa se spune, altfel. Deci, vectorul BO, dacă duci în paralele, hai să facem așa ca să fie treaba clară pentru toată lumea. Ar fi BO. Cum l-am zis? Că ducem paralele prin vârful da. Și nu știu ce, și facem paralele BO, va fi egal cu BB prim plus B, ce și aici prim? Să zicem C prim, da? B, C prim. Deci BO este egal, acum poți să spui B... O, vectorul sumă e egal cu B sumă. Da, vectorul rezultant. Da, rezultant BO e egal cu BB prim, vectorul BB prim. BB prim. Plus? B, B prim, plus B, C prim, plus B, C prim. Bun. Bun. Dar B, B prim și cu A sunt coliniari. Da.